Bun găsit, dragii mei! Astăzi avem o invitată specială, Nușa Bugeac, psihoterapeut. O să ne vorbească despre cum se moștenesc traumele din familie și ce putem face ca să scăpăm de tot acest arbore genealogic care ne urmărește din generație în generație. Există o metodă terapeutică validată științific despre care ne va vorbi Nușa Bugeac, care îi spun bun găsit! Bine v-am găsit și eu, Îți Adriana. mulțumesc că, uite, în sfârșit, stăm de vorbă și că ți-ai făcut timp pentru noi. Știu că ești foarte ocupat, ai foarte multe ateliere, ai foarte multe întâlniri cu clienții pe Așa care îi este. vindeci de aceste traume din generație în generație. Se vindecă ei singuri, nu-i vindec eu. Eu Exact. sunt un facilitator. Da. Ești facilitator de constelații. De fapt, despre asta este vorba. Și este o metodă terapeutică din ce în ce mai mult folosită și în România. O metodă care funcționează. Funcționează și funcționează uneori extrem de rapid, adică în timp real, dacă vrei să vorbim așa. Despre ce este vorba în constelații și cum se moștenesc aceste traume din generație în generație, că poate oamenii nu înțeleg asta. Și Ok. poate mulți se duc la psiholog și vor să scape de anxietate, de depresie și nu-și dau seama că poate o parte din problemele astea vin și din arborele genealogic, cum se spune popular, se moștenesc transgenerațional. Exact. Deci, nu. Sunt culturi străvechi și aș aminti cultura Maya, care spun că noi suntem suma tuturor strămoșilor noștri. Deci, carnea noastră, sângele nostru, fiecare celula noastră, întâlnim în ea, în ele, întâlnim fiecare dintre strămoșii noștri. De la primul strămoș până la părinții Și noștri. cum e firesc că până la urmă, cum se transmit și genele, așa Exact. se transmit și problemele, nu? Exact. Și în modul în care, adică la fel cum moștenim în plan fizic, o casă, un pământ, un inel, o carte, un obiect prețios, la fel primim și niște pachete informaționale energetice. Eu aș spune la nivel subconștient, da? Deci nu suntem conștienți de ele, care într-un fel sau altul ne afectează funcționarea noastră de zi cu zi. Și în acest mod, o problemă care este, de exemplu, să zicem, probleme la serviciu sau cu banii sau cu relația de cuplu, probleme cu copiii, probleme de sănătate, de foarte multe ori putem găsi componente puternice venite pe linie de neam, pe linie transgenerațională. O să te întreb acum cum se pot vindeca toate aceste probleme, pentru că ce ar trebui să știe oamenii este că dacă nu vindecăm Cauza. moștenirea din neam, Cauza. da, ea se repetă. Cum se repetă, de exemplu, uite că a fost acum povestea cu pandemia. Pandemia s-a repetat la fiecare sută de ani. Probabil noi oamenii n-am înțeles ceea ce trebuia să înțelegem din Exact. această molimă, da, care vine pe pământ odată la 100 de ani și la fel se moștenesc și traumele din familie. Și o să te rog pe tine să ne spui în ce constă un atelier de constelații Ok. familiale. Ce se întâmplă? În momentul în care, deci, apare o situație, un eveniment care provoacă o perturbare în sistem, pentru că familia, neamul, este un sistem. Și aici vorbim de teoria sistemelor. Dacă ceva în sistem nu funcționează corect, întregul sistem se defectează. Și noi ca indivizi, facem parte din acest sistem, sistemul familiei, că de aceea se și numesc constelații sistemice familiale. Pentru că se pleacă de la ideea că familia nu este așa o chestie, este un sistem în cadrul unui sistem mai mare, care este comunitatea, neamul, să zicem, da, noi suntem români, da, neamul nostru, așa, care face parte dintr-un sistem și mai mare, care este sistemul pământenilor, care la rândul lor fac parte și dintr-un sistem și mai mare, care este sistemul tuturor ființelor care există și așa mai departe. Deci sunt sisteme, sisteme în sisteme, subsisteme și așa mai departe, în care aceste sisteme au legile și regulile lor după care funcționează.
Și aici există metode de ani, de zile, de mii de ani, aș putea spune, sunt tehnici ale șamanilor, ale diversilor vindecători din diverse căi spirituale, care reglează ceea ce evenimentul a produs perturbarea în sistem și care mi-a produs și care produce mie în acest moment disconfortul pe un anumit aspect de viață. Fie că vorbim de sănătate, fie că vorbim de relații, fie că vorbim de muncă sau de alte aspecte importante, mă rog, fiecare cu prioritatea sa. Adică depinde fiecare ce consideră important. Și orice, absolut orice temă se poate pune în metoda constelațiilor, se poate constela, cum spunem noi. Ce înseamnă să constelez? De exemplu, am o traumă din familie. Să spunem că am avut în familie o persoană care a decedat în niște condiții suspecte și nu se vorbește despre, okay, despre acea persoană. Minunat. Deci mi-ai dat exemplu de un secret de familie. Da. Deci acela este un secret. Și atunci, cumva, într-un anumit fel, noi energetic excludem acea persoană din sistem. Deci secretele de familie exclud persoane din sistem. Și în momentul respectiv, pentru a vindeca și a reface curgerea corectă a energiei de la strămoși, este necesar ca acea persoană să fie inclusă în sistem. Inclusiv persoanele care au greșit în viața lor, că sunt familii în care apare câte un hoț, câte un criminal, exact, câte o persoană care a înșelat sau a făcut diverse rele. Sau nebunul familiei de care nu se vorbește, bunica închisă în tur sau mătușa nu știu care sau unchiul și așa mai departe. Acestea sunt persoane care sunt excluse din sistem. Și ele, cumva, dacă vrei, hai să folosim un termen mai distractiv așa, bântuie și ajung până la mine, să zicem, și pe mine nu mă lasă să-mi duc într-un mod sănătos și echilibrat un anumit aspect de viață. De ce? Pentru că eu, inconștient, din fidelitate față de acea persoană care nu este inclusă în sistem, eu tind să-i retrăiesc, să-i recreez destinul și să trăiesc la fel ca acea persoană. Și în momentul respectiv nu funcționează lucrurile. Pentru că acea persoană, într-un fel, vine spre mine și eu spre ea, pentru că avem o oarecare rezonanță, și ea mă roagă între ghilimele, da? Să-i fac introducerea în familie, să o recunosc în familie. Și în momentul respectiv, totul este... Da, stai că te-am pierdut, nu știu dacă mă mai auzi. Eu te aud. E ok, da, te-am pierdut. Îmi cer scuze, dar, mă rog, tehnologia asta uneori ne joacă feste. Asta e. Ne și se mai întâmplă. Deci vorbeam inclusiv despre persoanele despre care nu se vorbește într-un sistem familial. Și care reprezintă secrete. Secretul ăla se transmite din generație în generație. Ce simptome are un moștenitor al unui secret, de exemplu? Ca să înțeleagă oamenii să-și dea seama dacă sunt sau nu într-o situație de genul ăsta. Nu știu dacă pot să definesc exact ce are. Chestia este că ție nu-ți merge ceva. Nu știu, nu-ți funcționează bine relația cu copilul. Dau un exemplu, da? Și în acel moment, lucrând situația în constelații, vezi că de fapt există un membru la nu știu câta generație exclus din familie, care membru respectiv cere să fie recunoscut. Pentru că, cine știe, a făcut o tâmpenie, a omorât pe cineva, a înșelat, a furat, a trădat. Și dacă nu cunosc arborele și nu știu care e membrul ăla, că poate a fost acum 300-400 de ani și nu știu, nu contează. Nu contează, pentru că metoda este prin joc de rol. Adică persoana care lucrează vine alături de facilitator și facilitatorul îi propune persoanei să aleagă pe cineva din grup care să reprezinte persoana care lucrează, adică să se reprezinte pe sine.
cineva joacă rolul celui care are problema. După care facilitatorul invită persoana care lucrează să mai aleagă diverse în funcție de ce consideră facilitatorul cauza pentru care nu se înțelege cu copilul. Să aleagă copilul, să aleagă intenția cu care lucrează sau diverse alte personaje fizice, adică persoane sau persoane tip, care reprezintă niște concepte. De exemplu, iubire, frică, cauză și așa mai departe. Și acele persoane intră în contact, în conexiune cu câmpul informațional energetic care există și ele se conectează la situația acelei persoane care lucrează în relația cu copilul. Am zis că hai să pornim la exemplu relația cu copilul. Și apare undeva, pentru că apar tot felul de informații, cum se spune, străfulgerări, le vin imagini, le vin gânduri, le vin fiecare în felul său, care facilitatorul le pune cap la cap toate aceste informații și în acel moment se creează cum o poveste. Și cam vezi tu ca facilitator, vezi de unde vine suferința persoanei, care este motivul pentru care nu se înțelege cu copilul personal. Și atunci se spun niște fraze vindecătoare. De exemplu, în cazul unei persoane excluse în familie, îl iei în familie, tu îl recunoști ca făcând parte din familie, îl iei în inima ta, îl recunoști ca fiind membru al familiei tale. Și atunci se produce un fel de liniștire, relaxare, detensionare a situației, pentru că acel suflet, acel spirit și-a ocupat locul lui de drept. Pentru că, vezi tu, constelațiile și, mă rog, metoda în sine este pusă în act, este creată, pusă la punct, că nu e creată, pusă la punct, de către Bert Hellinger, acum aproximativ 40 de ani, care a luat din diverse terapii. Ce a întâlnit el și s-a părut interesant, a luat puțin din șamanism, a luat puțin din NLP, puțin din psihoterapie, din gestalt, din diverse alte terapii. A combinat mai multe terapii și da. Inclusiv s-a inspirat de la un trib african, acolo unde a fost preot misionar. Exact, exact. Unde a desfășurat activitate foarte mulți ani. Bert Hellinger e considerat astăzi părintele constelațiilor, da. Dar uite, am aici o carte foarte interesantă pe care vreau să o arăt și celor care ne urmăresc. Da. Franz Rupert, Psihoterapia traumei, trauma, atașament, constelații familiale. Exact. E o carte pentru profesioniști, pentru psihologi. Dar aș vrea să înțeleagă publicul larg. Că poate nu se întâmplă nimic întâmplător. Poate dacă au oamenii, nu știu, un copil mai rebel acasă, poate lucrul ăsta nu e întâmplător. Poate e ceva de vindecat în neam. Exact. Dacă au o familie emoțională de cuplu, dacă nu le merge munca, dacă au probleme cu banii sau diverse alte situații în care le provoacă disconfort, se poate... Cu siguranță are legătură cu arborele genealogic, transgeneraționalul. Exact. Da. Da, e o metodă, înțeleg, practic, care funcționează foarte repede. Vreau să te întreb, când vei organiza următorul atelier de constelații, cum pot veni cei interesați către tine? 19-20 noiembrie, că suntem în noiembrie deja, este următorul atelier, dar ce surpriză am, că acum vorbesc pentru prima dată, este că în... ianuarie, între 20 ianuarie și 1 februarie, voi organiza o tabără, retreat de constelații în Sri Lanka. M-am gândit că într-un loc cu soare, într-un loc în care ne ducem noi de aici de la frig și ne relaxăm un pic, sub vegetația deosebită care este acolo, pe malul apei, ne este mai ușor să procesăm suferința și trauma care vine din generații. Așa că am ales împreună cu niște colaboratori de-ai mei să organizez această tabără în ianuarie.
Și este prima dată când organizez o tabără, deci am și eu ceva emoții. Ateliere am, slavă Domnului, nu știu câți ani la activ, dar tabără n-am organizat până acum. Dar sunt sigură că va fi o chestie extraordinară. Să stăm la soare și să mai facem un masaj, pentru că vor fi și masaje, vor fi și excursii, și să mai lucrăm și pe moșteniile care ne vin din neam. Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, după un atelier de constelații se încheie un ciclu transgenerațional, adică omul care vine cu problema, clientul tău, scapă de problemă? Uneori da, uneori nu. De ce? De ce nu? Pentru că e posibil să fie foarte adâncă problema și să fie pe mai multe nivele, pe mai multe nivele de acceptare ale persoanei. Și în constelații se lucrează exact atât cât poate duce persoana care își lucrează tema în acel moment. Pentru că uneori dacă aș intra mai profund, mai adânc, să-i rezolv, să merg până la rădăcina rădăcinii, persoana respectivă i-aș face mult mai mult rău persoanei respective decât bine. Și atunci este recomandat să mergem pe întrepte. Și îți dau un exemplu. Dacă ție îți place foarte mult pepenele și îți dau 5 kg de pepene să mănânci, s-ar putea să ți facă rău. Exact. Dacă mănânci 200-300 de grame acum, mai mănânci peste câteva ore, zile, încă 200-300 de grame și tot așa, ajungi să mănânci cele 5 kg într-un timp mai îndelungat, dar în așa fel încât să-ți aducă stare de bine, să nu te pună la pace să ajungi la spital. Exact. Cam așa este și la constelații, pentru că în momentul în care dacă forțezi, că uneori se poate forța și am avut exemple la un moment dat, e posibil să nu fie cea mai bună alegere pentru persoana respectivă. Dar ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, așa se vindecă, mă rog, cum se spune, karma de neam sau blestemul de 7 generații. Se de vindecă șapte, generațiile. Mai multe. 7, 9 și mai multe, Adriana. Deci așa se vindecă blestemele astea despre care lumea vorbește, dar nu știe cum să le vindece, cum să le rezolve, cum să-și rezolve problema. Exact. Am întâlnit foarte mulți oameni care spun, sunt blestemat, am un blestem din familie, nu știu ce să fac. Exact. Și le-am recomandat tuturor să meargă la un atelier de constelații. Exact, exact. Da, este o metodă de vindecare rapidă, puternică și cu consecințe, cum să spun, în momentul în care tu lucrezi ceva pentru tine, nu beneficiezi doar tu. Beneficiază tot neamul tău, de la rude, însemnând veri, mătuși, frați, unchi, părinți și așa mai departe. Deci e o muncă care o faci pentru sistem, nu o faci doar pentru tine. Și atunci consecințele sunt favorabile cumva, pentru că tu echilibrezi ceva în această lume, aduci o bucată de echilibru. Și întotdeauna când noi facem acțiuni care aduc echilibru, care susțin viața, care fac ca viața să crească, să se dezvolte, între ghilimele, să zic așa, suntem răsplătiți. Deci primim bonusuri de la viață. Când suntem împotriva vieții, când luăm viața, când facem viața grea, când criticăm, când acuzăm, când omorâm idei, suflete, fizic sau energetic sau emoțional sau mental, în momentul respectiv suferința vine și la noi. Deci da, ce dăm, primim. Aia primim, da, ce dăm, aia primim. Vreau să întreb dacă există și a întâlnit cu siguranță în familie un membru care a venit pe lume tocmai ca să vindece tot sistemul familial. Da, 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 de multe ori. De regulă e considerat oaia neagră a familiei, nu? Oaia neagră sau sunt copii care de multe ori mi se pune întrebarea, dar de ce a murit la 3 zile sau la un an sau la 10 ani? Sau... Pentru că acel suflet și-a asumat să curețe o parte din suferința familiei. Pentru că astfel de situații sunt pentru a încheia anumite traume foarte grele, foarte grele, care le duce acea familie. Da. Excluderea din neam este iar o metodă de vindecare și excluderea a neamului respectiv. Și excluderea din neam înseamnă ca acel copil sau acea persoană să fie dată spre adopție.
și să se ducă în alt neam. Am întâlnit foarte multe situații și chiar vreau să te întreb, în care familii în care a existat un vrăjitor, o vrăjitoare, o femeie care făcea moșmoande, se întâmplă să aibă între descendenți un copil cu tulburare de spectru autist sau un copil cu un handicap foarte grav. Și vreau să te întreb dacă tu faci o legătură între bunicele, străbunicele acelui copil care au făcut rele și bietul copilaș care a apărut pe lume cu acest handicap groaznic. Fiecare situație este personală, dar este posibil, deci nu pot să dau un răspuns decât dacă lucrez clar pe acea situație, pe acea familie și să văd dacă acel copil este datorită acelei persoane care a lucrat împotriva vieții, care a făcut tot felul de minunății. Dar există într-adevăr o consecință a faptului că acea persoană a făcut parte din familie și unul sau mai mulți membri ai familiei vor avea de plătit suferința pe care acea persoană a generat-o. Pentru că sunt întrebări și din public. De ce apar pe lume copii cu probleme atât de grave? Copii care suferă atât de mult? Copii cu boli incurabile? Copii cu tulburări de spectru autist și așa mai departe? În ortodoxie, să vorbim de religia dominantă de la noi din țară, se spune că pentru păcatele părinților vor plăti copiii. Eu am fost foarte furioasă pe chestia asta, n-am înțeles-o, n-am priceput-o până la un punct. Când am înțeles că, de fapt, eu, ca suflet, aleg la ce părinți să vin, în ce neam să vin. Și atunci totul a căpătat sens, pentru că, și dau un exemplu care mi se pare foarte simplu. Dacă eu vreau să învăț matematică, nu mă duc la clasa de japoneză. Exact. Mă duc la clasa de matematică. Deci aleg cel mai bun neam, cel mai bun context, cei mai buni părinți în care eu să-mi învăț lecțiile pe care ca suflet mi-am propus să le învăț în această viață. Și dacă eu mi-am propus să învăț, de exemplu, trădarea, nu voi veni într-un neam în care toată lumea e simpatică, drăguță, vorbește pe față, e onestă, e cinstită, e cum e. Voi veni într-o familie în care eu voi simți trădarea din plin și care este și pe neam acea trădare. Că nu apare așa brusc și dintr-o dată coboară din cer trădarea și gata, doar eu sunt trădată. Deci este un tipar sau abandonul. Sau deci vorbești despre cele cinci răni? Da, și despre vindecarea lor. Fiecare dintre noi venim pe lume ca să vindecăm o rană sau mai multe, nu? Avem una, deci le avem într-o oarecare măsură pe toate. Este părerea mea și nu doar a mea. Dar este una care este un fel de fir predominant. Da, este un fel de fir roșu al vieții noastre, cu care ne întâlnim ea și ea și care este cea mai puternică. Și în funcție de fiecare om, la un anumit moment din viața sa, aceste răni ies la suprafață, dar aceasta care este rana principală, să-i zicem, rana dominantă, e un fel de leitmotiv care apare de-a lungul vieții. Și nu e ușor de vindecat. Celelalte sunt mai așa, trece mai ușor. Mai... Bun, și cum face o persoană să vindece o rană de genul ăsta? Metoda constelațiilor funcționează și aici? Da. Da, metoda constelațiilor, uite, îți dau un exemplu, persoana poate simboli, deci dacă descoperă că are o rană de trădare, să zicem, sau de respingere, sau de abandon, sau de umilință. De umilință, da. Momentul respectiv poate să ia un obiect care să simbolizeze rana. Și ce se întâmplă atunci? De exemplu, acesta este obiectul, să zicem, da, prin care eu simbolizez rana mea de abandon. În momentul respectiv, eu externalizez din câmpul meu și pun în obiect toată energia acelei suferințe, acelei răni. Deci, practic, scot din câmpul meu. Și în momentul în care eu încerc să îngrijesc acest obiect, să am grijă de el, să vorbesc cu el, în momentul în care eu mă simt abandonată, da? Să am grijă, să mă îngrij, să vorbesc, să îl port cu mine, pentru că
o perioadă de timp e necesar să porți, că ea e în tine. Da? Ai externalizat-o, dar încă o ai în câmpul tău. Și la un moment dat s-a observat că având grijă în acest mod simbolic de acel obiect pe care tu l-ai external, ai pus energia din interiorul tău în exterior, într-un obiect, începe vindecarea. Pentru că este e un act simbolic până la urmă. Exact. Și prin actul simbolic, noi transmitem printr-o acțiune conștientă inconștientului, gata. Asta fac. Până aici. Stop, exact, stop joc, acum se vindecă acea rană. Și asta este o metodă de vindecare a unei răni care îți garantez că funcționează. Am folosit-o și eu și am recomandat-o la rândul meu multora. Da, super. Vrea să știu, o doamnă, de unde ai învățat aceste informații și aș vrea să vorbim puțin despre CV-ul tău, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc că ești un profesionist. Ai studiat ani de zile psihologia, ești psiholog, psihoterapeut. Și? Da, am formare în hipnoză și terapie ericksoniană și relaxare, așa era denumirea la momentul respectiv. Am făcut vreo 3 sau 4 școli sau 5, nu mai știu exact, în care am învățat metoda regresiei. Am învățat NLP, am învățat astrologie chineză, am învățat astrologie maya, am învățat tot felul de metode de lucru energetic, de gen Reiki, Karuna, Shambhala, Munaiki. Nu știu, am un CV, am un tag de diplome. Cine e interesat, dacă vrea, îi le arăt. Dar ești și psiholog, ca să înțeleagă oamenii că vorbim cu un profesor. Am o licență în psihologie, da. Am diploma de psiholog. Da. Și chiar vreau să te întreb, pentru că în ultima vreme au apărut foarte multe persoane care nu au licență în psihologie, dar care practică acest gen de terapii, cum ar fi constelațiile. Și vreau să te întreb, ce recomanzi tu dacă un client să meargă către un psihoterapeut sau să meargă către un alt tip de terapeut? Nu este obligatoriu să ai formare de psiholog ca să faci o formare în constelații. Așa că acum fiecare, e vorba de, cum să spun eu, de conștiința etică a persoanei respective. Și eu cred că fiecare client își merită terapeutul și fiecare terapeut își merită clientul. Și pe principiul rezonanței ajungem acolo unde e important pentru noi și unde avem ceva de învățat. Chiar dacă ajungem la o persoană care nu știe foarte multe, poate că acolo este locul nostru în acel moment și avem de învățat și de experimentat ceva în acel loc. Da, dar înțeleg că tu combini mai multe terapii, combini și experiențială, gestalt, ericksoniană. Analiză tranzacțională. Asta înseamnă că ești tobă de carte, nu știu, ca să știe oamenii. Eu te felicit pentru toată răbdarea asta. Eu am făcut tot ce am făcut ca să mă înțeleg pe mine și să, în momentul în care am început să lucrez cu oamenii, am simțit cumva o datorie să știu cât mai mult pentru a putea să explic în mai multe feluri un anumit lucru. Pentru că prima metodă sau prima treaptă a vindecării este înțelegerea. Deci omul până nu înțelege, pentru că asta e, vrem, nu vrem, trăim în minte. Se spune că e ok să fim în echilibru, minte, suflet, emoție și așa mai departe. Dar trăim într-o lume care este atât de ancorată în tridimensional și în material, încât omul până când nu înțelege, până când nu are sens ceva ce explici, vreau să fac aia, dar de ce să fac aia? Sau îți recomand să, dar de ce? Uite, de aia, pentru că lucrurile funcționează așa, așa, așa. Și eu uite, te întreabă o telespectatoare dacă tu crezi în reîncarnare, pentru că vorbeam ceva mai devreme despre vindecarea păcatelor strămoșilor până la al șaptelea, al nouălea, al țâșpelea neam. Crezi în reîncarnare? Da, și să-ți spun de ce, adică să spun care este punctul meu de vedere legat de chestia asta. De copil mi-a fost foarte greu să cred că m-am născut și când o să mor se termină tot, adică da. Vine un mare negru și nu mai există nimic. Și tot citind, studiind, am avut și eu experiențele mele de moarte clinică, să le zicem, de decorporalizare, așa,
Și am căutat să înțeleg și am citit, am studiat și am întrebat și pe alții mult mai deștepți ca mine. Și ideea mea despre povestea asta cu reîncarnarea este următoare. Există un mare suflet. Unii zic Dumnezeu, alții sursă, alții energie universală. Creatorul. Și creator. În diverse căi spirituale are diverse nume. Bucățele din acea sursă, să zicem, hai să luăm denumirea de sursă, mie îmi place foarte mult chestia asta cu sursa, având în vedere că eu mai am și o pregătire în fizică, sunt doar absolventă, nu mi-am mai dat licența la facultatea de fizică. Așa, deci bucățele din acea sursă s-au desprins și au ajuns în alte direcții. Deci nu au mai avut același drum, același traseu cu sursa. Conform legilor fizicii, pe care, mă rog, ar că am trebuit să le știm cât de cât, măcar un pic, cei care am trecut prin școală, în momentul în care bucățele acelea au trecut prin alt mediu, diferit de sursă, au căpătat alte caracteristici. Acele bucățele au nostalgia de a se întoarce acasă, adică acolo la sursă. Acele bucățele sunt sufletele noastre, care fac diverse eforturi ca să recapete caracteristicile sursei. Atunci ele îmbracă o hăinuță, cum ar fi corpul fizic, ca să recapete caracteristicile sursei, care sunt iubirea necondiționată, pacea, echilibru, armonia, liniștea, acceptarea, toleranța, toate acele minunate calități de care se vorbește pe toate religiile și căile spirituale. Și în momentul respectiv, prin corp fizic, deci când venim în corpul fizic, noi avem de învățat lecție. Unii sunt mai căpoși, deci are de învățat flexibilitatea, are de învățat toleranța. Alții sunt mai leneși, mai lasă-mă să te las, ce o fi, o fi și așa mai departe. Au de învățat faptul că ei trebuie să acționeze, vrei ceva, întinzi mâna și ei. Nu e pe principiu pică pară mărea, în gura lui nătăfleață. Și tot așa. Și noi, datorită corpului fizic, avem pofte, avem plăcere, avem neplăcere, avem suferințe, avem diverse. Și atunci, prin intermediul corpului fizic, sufletul învață foarte repede unele, altele mai greu, aceste lecții. Și atunci noi ușor, ușor începem să recăpătăm caracteristicile sursei. Dar, belea, ia să vezi, hăinuța asta care este corpul fizic se strică, se uzează ca și o haină. La un moment dat începe să rupă, o porți prea mult, se rupe. E, la fel și la noi. Corpul fizic s-a uzat și atunci apare ce numim noi aici pe pământ moarte și sufletul respectiv, peste o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, vine cu o altă hăinuță. Și, uite, și vine cu o altă lecție de învățat. Exact. Dar sunt suflete care nu învață și nu sunt... Neapărat, sau nu neapărat, poate vine cu una și cu una restantă. Exact. Trecută. Știi, ca la școală. Da. Ne-a învățat, a rămas repetent. Și exact. Rămâi repetent pe lecția respectivă, sunt mult mai mult mai dure lecțiile pe ce n-ai învățat. De exemplu, dacă n-ai învățat acceptarea, păi îți vin niște situații de ți se face părul, creți, chiar dacă l-ai drept în momentul pe partea asta de a accepta că lucrurile sunt așa cum sunt, nu cum vrei tu, nu cum îți place ție. Și de aici cumva e cum să zic, e coerentă toată povestea asta, așa am înțeles-o eu și mie așa îmi place să cred, să o simt, cum că noi suntem scânteie divină. Da, suntem acele bucățele desprinse din sursă care au nostalgia să se întoarcă acasă, la sursă. În echilibru, în pace, în iubire, în armonie, iubire necondiționată, adică aia, nu te iubesc pentru că dai frumos din gene, nu te iubesc pentru că mi-asigur siguranța sau protecția sau partea financiară, nu te iubesc pentru că arăți bine, te iubesc pur și simplu și punct, indiferent ce tâmpenii faci, ce îmi zici, ce nu știu ce. Da, da, sunt și suflete care vin aici pe pământ ca să facă rele. Da. De ce există răul ăsta pe pământ așa? Ai găsit explicația?
un serial foarte interesant, care îl recomand. Charmed, cele vrăjite. E un serial destul de vechi, nu știu câte sezoane. Cumva mie mi-a dat o explicație foarte coerentă, pe lângă tot ce citisem eu, dar acolo foarte fain au zis toată minunăția aia. Noi trăim în dualitate. Că ne place sau nu ne place, în acest moment omenirea este în acest punct. Adică noi trăim în bine, rău, frumos, urât, yin, yang, alb, negru, zi, noapte și așa mai departe, frig, rece și etc. În momentul în care, și totul formează un întreg, în momentul în care eu fac să dispară yang-ul sau răul sau negrul, dispare tot. Nu mai există nimic. E acel rău de care vorbești asigură un echilibru. Și acum hai să vorbim un pic de rău și bine. Pentru că e vorba de percepție, de punctul din care tu privești acel rău. Și un exemplu care mie mi se pare edificator este că în crizele de epilepsie, când omul este extrem de agitat, o formă sau în crizele de isterie, o formă de a scoate persoana de acolo este să-i dai o palmă cu simț de răspundere. Din afară pare că ești agresor. Un agresor, da. Da? Dar dacă tu lași acea persoană, ea poate să-și facă foarte mult rău sieși sau și celor din jur. Și atunci, prin acea palmă, practic, tu scoți din acea stare în care el nu mai are conexiune cu realitatea. Pentru că atunci când este în criză, un epileptic sau un o altă persoană care este într-o criză, da, nu mai are conexiune cu realitatea și poate să-și facă rău sieși sau altora. Uite, te întreabă o doamnă ce înseamnă dacă vorbești cu morții. Îi visează mereu pe socri și stă de vorbă cu ei și o învață ce să facă. Vrea să știe ce înseamnă asta. Bravo ei! Are o conexiune foarte bună cu lumea nevăzută, pentru că ne place sau nu ne place, există în jurul nostru spirite, mai mult sau mai puțin acceptate, create, gândite și așa mai departe, dar ele există. Sunt persoane care au această capacitate de a vedea dincolo de văzut, sunt persoane care au capacitatea de a auzi dincolo de spectru în care auzim toți, mă rog, toți, marea majoritate, sunt persoane care simt, da, fluturări, înțepături, furnicături, călduri rece și așa mai departe. Sunt persoane care simt gusturi, care nu au legătură cu ce mâncăm sau ce am ghițit în momentul respectiv. Sunt persoane care simt mirosuri, care nu vin de la nimic care este în preajma lor în acel moment, nicio floare, nicio gâză, nicio nimic, nicio sursă. Și acelea sunt extrasimțurile. Persoana de care vorbești este foarte bine conectată și ea prin vis are legătura cu lumea nevăzută. Exact, cu lumea nevăzută. Și de regulă avem legături cu persoane care au fost foarte importante pentru noi sau au însemnat ceva și care plecând din corp fizic, ele de acolo, din lumea nevăzută, uneori devin protectorii noștri și susținătorii noștri și sunt persoane care ne ajută, ne îndrumă, ne ghidează, ne dau informații. Te roagă cei care ne urmăresc să ne dai și adresa ta de mail și datele de contact unde te pot găsi pentru un atelier de constelații sistemice. Adresa mea de mail este lataina.cunusa, scris legat, @gmail.com. Numărul meu de telefon este 0731-764-630. Am pagina de Facebook lataina.cunusa. Am contul meu de Facebook Nușa Bugeac și am site-ul meu. Mi-am făcut un nou site, că cel vechi a fost hackerit, că e la modă, se pare. Nușabugeac.com. Nusabugeac.com. Deci te pot găsi oamenii
foarte, foarte simplu, accesăm paginile sociale. Pe YouTube, care dacă dau un search pe YouTube, nu Șabu Geac, găsesc tot felul de înregistrări, de răspunsuri la întrebări, de chestii care am simțit nevoia să le spun. Și în curând mi-am deschis, dar încă n-am început să-l fac foarte activ, am decis să mă expun și pe TikTok. Super! Super! Important este că, iată, ajuți atât de mulți oameni prin această metodă care, să zicem, acum 10 ani era cam necunoscută pentru publicul larg, dar iată că și-a dovedit eficiența. Iar în ultimul timp este foarte la modă, e căutată, datorită unui serial turcesc, care este pe Netflix, Another Self este tradus. Nu e cea mai bună traducere, dar nu stau acum să despic firul parul de ce și cum. Dar este un serial care a trezit oamenilor interesul, a arătat ce se poate face, cum se poate vindeca și, în primul rând, eu zic că a dat speranța că poate fi vindecate, că pot fi vindecate anumite aspecte la care până acum oamenii nu se gândeau sau nu credeau că pot fi vindecate. Și vreau să felicit încă o dată, am mai felicitat și vreau să felicit în mod public pe realizatorii, producătorii, scenariștii, toți cei care au gândit și au pus în act acel serial. Pentru că este o informație care ajunge la oameni într-un mod în care îi face curioși. Și până la urmă, constelațiile sunt foarte, tu știi foarte bine, nu, povestindu-le parcă este science fiction, vorbești de ceva. Exact. Cu prostire. Eu am o formare în terapie sistemică și acolo am învățat inclusiv de constelații. Am fost după aceea la alte formări unde am aprofundat povestea asta și da, mie mi se pare că face sens și că e o metodă care funcționează, punct ochit, punct lovit, e o terapie pe termen scurt. Clientul pleacă acasă mulțumit, își rezolvă problema, mai are nevoie, își mai face o constelație. Exact. Dar e o metodă simplă, e o metodă vindecătoare și este o metodă... Scuză-mă că te întrerup, constelațiile eu cred că sunt de trăit, nu de... Da, exact. Povestit. Sunt de trăit, nu de povestit. Exact. Suntem atât de mulți facilitatori de constelații încât este imposibil să nu rezoneze cineva dacă are curiozitatea cu unul dintre noi și să meargă măcar de curiozitate să vadă despre ce este vorba. Eu am avut și am surpriză în ultimul timp din ce în ce mai multe persoane care vin, băi, eu am venit, zice, nu cred, îmi spun sâmbătă, că de obicei eu țin două zile, o singură dată cred că am ținut o singură zi. Și sâmbătă dimineață, măi, uite, știi, eu nu cred, dar de gura prietenei, nu știu cui, așa, am venit. Nu cred, sunt sceptică sau sceptic și, da, am venit să văd, sunt curios. Și după una, două situații lucrate, mai în loc să-mi lucrez și eu o temă. Adică sunt oameni care vin sceptici și de multe ori devin cei mai înfocați clienți și cei care fac reclamă constelațiilor, chiar cei care la început au zis, hai bă, lasă-mă prostiile tale, ce constelații. Ca să înțeleagă oamenii, pentru că tu ai studiat și fizică, hai să le povestim un pic despre câmpul acesta familiar, câmpul morfologic, cum se numește, câmpul morfic. Da. N-aș vrea să folosesc cuvinte foarte, foarte specializate ca să înțeleagă oamenii despre ce discutăm. Deci, recomand cartea Drake, teoria câmpului morfic. Deci te intră practic în energia arborelui familiei, ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbim, da? Toată fiecare familie ca un trib are o energie proprie. Prin constelație se intră în acea energie și practic se așează lucrurile, se pun la punct. Exact. Se pun la punct membrii familiei. Energia se eliberează, nu mai există tensiuni. Și o să te rog pe tine, că ești și fizician, să ne explici cum funcționează cuantic lucrurile astea. Mi-ai pus creierii pe moase. E vorba de interacțiunea de câmp. Orice gând, orice cuvânt este o vibrație. Și la nivel general, totul în această lume este vibrație. Culoarea este o vibrație, sunetul este o vibrație, inclusiv obiectele au o vibrație, carnea noastră, dinții noștri, sângele nostru au o vibrație.
Se pare că cea mai puternică vibrație este cea a sunetului, a cuvântului, este vibrația primordială. Și în momentul în care noi avem un gând, e suficient uneori doar să-l gândim fără să-l spunem, fără să-l rostim, și acel gând capătă forță, pentru că el devine practic un fel de entitate. Adică l-am emis, el a rămas acolo. Eu l-am dat afară din mine. Am creat acel gând în afara mea, în momentul în care eu l-am gândit. L-am lansat în eter, să zic așa. L-am lansat în spațiu. Și acel gând devine o entitate de sine stătătoare. Și când eu emit multe, multe, multe entități un anumit tip, acele entități se unesc una cu alta și formează o entitate și mai mare. O chestie și mai mare. Un egregor, cum mi se mai spune. Exact. Unii îl numesc egregor. Adică un fel de, care capătă un fel de personalitate. Și acea personalitate începe să aibă un fel de viață proprie, dacă vrei, în funcție de cei care se aliniază gândului respectiv. Și aceasta este, de exemplu, forța rugăciunii. Așa se explică, forța rugăciunii sau forța mantrelor. Când ceva este repetat de sute de ori, de milioane, de sute de milioane de ori, în acel moment, deci egregorul devine atât de puternic și rugăciunea aceea, mantra aceea, care este repetată și iar și iar și iar și iar, eu când o spun, eu mă conectez la acea energie puternică a tuturor celor care au rostit, au gândit, au spus acea rugăciune, mantră, cuvânt, idee, încât eu sunt trasă în acel câmp. Și acela este un câmp de vindecare. Iată ce frumos ai explicat. Bun, o să te rog să-mi spui, ai zis că la sfârșitul lunii ai un atelier de constelații. Vreau să-mi spui dacă va fi fizic sau va fi online, vor oamenii să știe cât costă. Va fi fizic pe 19-20 noiembrie, tot rămâne în octombrie, se pare. Așa și voi reîncepe, pentru că am luat o pauză, din nou constelațiile online. Mi se cere pentru că sunt foarte multe persoane care nu pot veni în București sau în România și vor constelații. Și eu am avut un foarte mare succes din martie 2020 cu constelațiile online. Am fost forțată de ceea ce s-a întâmplat la nivel mondial să trec în online. Și pentru mine a fost o chestie foarte faină, pentru că mi-a demonstrat că nu are legătură cu locul unde sunt și că pot lucra și online. Nu prea aveam încredere, recunosc, că va fi atât de simplu și de ușor. Și este un mare beneficiu pentru persoane care sunt la distanță. Din provincie. Da, sau care nu pot participa fizic. E foarte dificil să faci constelații într-o altă limbă, că e vorba de acea subtilitate a cuvintelor, a expresiilor, a proverbelor. Nu e chiar atât de simplu să faci constelații într-o altă limbă decât limba ta maternă. E adevărat. Dar e o metodă care funcționează. Da. Eu te felicit că, uite, ajuți atâția oameni și că ești atât de deschisă pentru toți cei care au nevoie și care vor să vină spre tine. Eu vă recomand, oameni buni, această metodă terapeutică. E o metodă care funcționează. Vă recomand pe Nușa Bugeac, pe care o admir și o felicit pentru tot ceea ce face. Vă aștept și în Sri Lanka, la soare, să mai vindecăm niște traume transgeneraționale. Vă aștept și la mine, dacă rezonați cu mine și dacă vă place. Și era o vorba lui Moțu Pitiș, care mie mi-a plăcut foarte mult. Dacă v-a plăcut bufonul, mai veniți și în altă seară. Mulțumesc, Nușa Bugeac, și le mulțumesc celor care ne urmăresc. Așadar, dacă vreți să scăpați de problemele din familie, de blesteme, cum se zice, da? De diverse lucruri legate de relații, poate de sărăcia care vă urmărește din generație în generație, poate de anumite boli care se repetă și așa mai departe. Metoda constelațiilor e o metodă care funcționează și o metodă pe termen scurt. Mulțumesc, Nușa Bugeac!
Îți mulțumesc. Le mulțumesc celor care ne-au urmărit. O să mai stăm de vorbă. Îți mulțumesc că ți-ai rupt din timp, iată, cu pentru această drag, emisiune. Cu mare drag. Când pot să dau informația, cu mare, cu mare, mare plăcere. Este misiunea mea să dau informația oamenilor. Și să vindeci. Ei se vindecă, eu nu-i vindec. Eu doar le dau informația. Și cu informația mea, unii aleg să se vindece, alții nu. Depinde. Mulțumesc frumos, Nușa, mult succes la atelierul de constelații pe care vi-l recomand cu toată căldura. Mulțumesc, o zi bună tuturor. La revedere! La revedere!